ziua! Sunteți fericitul posesor al unui vas Scepter. Felicitări! Înainte de prima utilizare, trebuie să știți că vasul trebuie de conservat. De ce acest lucru? El este protejat de o ceară specială pentru a menține acest lucru perfect. Deconservarea trebuie făcută pentru că altfel vasul își poate schimba culoarea în timpul gătirii, neschimbându-și utilitatea, dar nu mai este la fel de frumos. Cum trebuie procedat când vrem să deconservăm vasul Scepter? În primul rând, trebuie să desfacem termocontrolul de pe capac. Avem nevoie de detergentul special Scepter. Vasul trebuie spălat gol cu apă fierbinte, șters și pe el cald. Se pune detergent în interior, se freacă temeinic cu buretele cu partea aspră, iar pe partea lucioasă se dă cu detergent și se freacă cu partea moale a buretelui. Se lasă cam un sfert de oră să acționeze detergentul, după care se spală din nou cu apă fierbinte și se mai repetă de două ori operația. Haideți să vedem cum se face în mod corect deconservarea. Îl clătim puțin cu apă caldă, înainte de a pune primul strat de detergent. Vasul se șterge și pe el uscat un detergent. Partea moale a buretelui va fi pentru părțile lucioase, cum ar fi marginea. Iar în interior se folosește partea aspră a buretelui. Pe partea lucioasă, am spus, folosim partea moale. Pe vas trebuie să se vadă o peliculă albă de detergent. Pentru a deconserva baza vasului, vă sfătuiesc să puneți vasul cu gura în jos pe hârtie, astfel încât marginea, care este lucioasă, să nu se zgârie în timpul deconservării. Sfert de oră. Spălăm vasul cu apă caldă și punem iar detergent. L-am deconservat de 3 ori, l-am spălat, l-am șters. Și acum l-am pus pe sursa de căldură pentru a-l testa. O să pun puțină apă în vas. Așa. O las să fiarbă, după care o să vă arăt că vasul este perfect lucios. Nu s-a întâmplat absolut nimic. În acest moment, vasul este pregătit pentru a oferi beneficiile sale unice. Sănătate, timp liber și bani. Toate acestea pentru dumneavoastră.